Bine v-am găsit! O marcă importantă a creștinismului este botezul. Este adevărat că în ce privește practica botezului sunt mai multe concepții. Dincolo de momentul când trebuie săvârșit, o întrebare legitimă bazată pe anumite evenimente din faptele apostolilor este următoarea. Botezul trebuie săvârșit în numele Domnului Isus Hristos sau în numele Sfintei Treimi? Stăm de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Baptiste din Alba Iulia. Ce înseamnă botezul în numele lui Isus? Sub ce autoritate trebuie săvârșit botezul creștin? E adevărat că în Noul Testament avem două formule. Cea clasică, cunoscută de la finalul Evangheliei după Matei, 28 cu 19, pe care Hristos însuși o rostește de fapt ucenicilor, ca botezul să se săvârșească în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci avem Sfânta Trăime, așa cum obișnuim marea majoritate dintre noi să practicăm botezul. În Cartea Faptele, în schimb, avem mai multe situații în care apare botezul în numele lui Isus. Și aș menționa câteva dintre ele, cazul din ziua 50.000, în care Petru le cere celor care ascultă mesajul lui, predica lui, o predică de altfel bazată sau având în centrul ei pe Hristos, inclusiv prin argumente profetice din Vechiul Testament. Apoi un alt text este cel din fapte capitolul 19, în care Pavel găsește câțiva ucenici de al lui Ioan, dar care nu fusese răbotezați cu botezul creștin sau botezul în numele lui Isus al lui Hristos. Avem și fapte 8 între cele două în cazul samaritenilor care, în prezența lui Petru și Ioan coborâți la, la ei, primesc botezul în numele lui Isus. Ce observ în toate aceste trei situații este faptul că avem de-a face cu un context iudaic. În primul, în primul, caz, în prima situație, fapte 2, sunt evrei sau prozeliți veniți în Ierusalim, iar așa cum spuneam, predica lui Petru se centrează pe demonstrarea faptului că Hristos sau mai bine spus persoana aceea istorică, Isus, care a fost crucificat, a înviat, este de fapt adevăratul Mesia pe care ei îl așteaptă. De aceea cred că acolo avem de a face cu o cerere de a te identifica sau de a accepta că iată Mesia a venit, a fost nerecunoscut de noi, dar acum ne botezăm în numele lui tocmai pentru a valida faptul că acea persoană istorică care a murit a înviat este de fapt adevăratul Hristos, Mesia cel promis. La fel văd situația și în cazul samaritenilor care într-o anumită măsură pe jumătate cel puțin erau evrei, dar și în cazul celor uh, 12 sau ucenicilor din Efes, care fiind ucenici lui Ioan așteptau pe cel pe care Ioan îl anticipase. Iar Pavel zice acest Isus uh, a venit deja sau acest Mesia a venit deja, a avut loc împlinirea cuvintelor lui Ioan în cazul persoanei istorice concrete a lui Iisus Hristos. Așa că văd valide ambele formule, o prefer pe cea din Matei pentru că susțin sau consider că niciunul dintre noi nu suntem acum într-un context iudaic asemănător celor din Cartea Faptele Apostolilor. Botezul creștin este într-adevăr făcut sub domnia lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru fiind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Trinitatea care este regăsită în Sfânta Scriptură. Așadar, formularea botezului în numele lui Iisus Hristos nu exclude botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.